În această seară, sute de mii de credincioși participă la Denia Mare. În fiecare biserică vor fi citite cele 12 evanghelii ale patimilor Mântuitorului. Procesiunea religioasă cuprinde Denia și Vecernia, care sunt unite cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să ne amintim de 4 evenimente importante din urmă cu peste 2000 de ani, atunci când Mântuitorul le-a spălat picioarele ucenicilor: cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimani și trădarea lui Iuda. Mergem la colega noastră, Mădălina Ignat, care se află la Mănăstirea Cașin din capitală. Bună seara, Mădălina! Bun găsit, Ana! Vorbim despre, iată, săptămâna și perioada din an cu cea mai mare încărcătură din punct de vedere bisericesc, și asta pentru că știm în această săptămână au loc deniile. Iată că în fiecare zi, începând de luni și până mâine seară, oamenii vin la biserică pentru a fi alături de Dumnezeu. Suntem într-adevăr la Mănăstirea Cașin din capitală, aici unde sute de oameni au venit pentru a participa la slujba din această seară. Fiecare denie în parte știm că are ceva specific. Cele mai importante denii sunt însă ultimele două. Vorbim despre denia de astăzi și cea de mâine seară. Cea de astăzi, așa cum spuneai și tu mai devreme, este și denumită denia celor 12 evanghelii, și asta pentru că se citesc 12 texte din Sfânta Scriptură și este și cea mai lungă dintre toate. O particularitate ar fi că în cadrul acestei slujbe, în această seară, și vă va arăta colegul nostru în imagini imediat, se scoate crucea din altar. Este o zi în care este comemorată spălarea picioarelor și cina cea de taină a lui Iisus din Nazaret cu apostolii, așa cum este descris în Evanghelie. Mâine avem denia de vineri sau denia prohodului, atunci când credincioșii sunt așteptați la bisericile din toată țara, o denie în cadrul căreia aceștia vor cânta alături de preoți acele strofe puse pe note muzicale care sunt practic cântarea de îngropare a Mântuitorului. Denia de mâine seară, denia de vineri, reprezintă ultimul pas înainte de luminoasa înviere. Cum spuneam și mai devreme, oamenii participă într-un număr mare la slujba din această seară la Mănăstirea Cașin și cu siguranță la fel se întâmplă în toate bisericile din țară.